Bun găsit, sunt Adrian Boioglu la Bispul TV, discutăm cu oamenii momentului. Invitatul meu de astăzi este un om care a reușit să atragă fonduri importante în localitatea pe care o conduce, domnul primar al municipiului Cărălași, domnul Marius Dulce. Domnule primar, bun găsit! Bună ziua și bine ați venit! Domnule primar, discutăm astăzi despre proiectele pe care urmează să le implementați în Călăraș și știu, într-un an preelectoral, multă lume spune, ați făcut proiecte pe care să le avem acum înainte de alegeri, numai că aceste proiecte sunt gândite, puse la punct, depuse în urmă cu ani de zile și aș vrea să vă întreb la început de tot, cât durează până când realizați un astfel de proiect? Păi dacă vorbim de POR, aceste proiecte vin în urmă cu 6 ani, pe POR, pe 2014-2020, cu prelungire până în 2023, și când spun 2023, mă refer la 2023 decembrie, pentru că până în decembrie trebuie să terminăm toate aceste proiecte pe POR. Și nu sunt puține, dar speranța noastră este să le implementăm, pentru că nu mai avem după aceea decât o prelungire de 6 luni în 2024, dar care trebuie să susținem din bugetul propriu și atunci trebuie să ne ducem să le facem până în 2023. Eu sper să le terminăm până în 2023, pentru că avem nevoie de toate aceste proiecte. După aceea venim în completare cu PNRR-ul, la ora actuală, care, așa cum probabil știți, ne ducem undeva pe 50 de milioane de euro, contracte deja semnate, urmează să mai semnăm. Avem contracte pe zona de ecologizare, vorbim de insule ecologice, vorbim de un CAV, un centru de aport voluntar în care lumea să meargă, să ducă deșeurile mari ca să nu mai plătească și atunci începem să lucrăm. Pot să spun mai departe că jucăm și în zona de AFM, în care avem și acolo depuse proiecte de extindere iluminat, de schimbare lămpi pentru iluminatul public, tot să gândim să economisim bani pentru cetățeni și să folosim în alte zone. Avem proiecte destul de multe, personal puțin, dar o echipă inimoasă și până la urmă le vom da de cap. Ați pomenit de proiectele pe POR. Acestea trebuie realizate pentru că altfel pierdeți banii. Și atunci aș vrea să vă întreb care sunt cele mai importante pe care trebuie să le terminați în 2023? Păi toate. Deci avem așa, avem regenerare zona Vostă și Navrom, în care toată zona se regenerează, creăm un parc, un skate park, locuri de joacă, avem pistă de biciclete. După aceea mergem pe strada București, deja modernizăm strada București, dacă mergeți și filmați, deja lucrăm. Totul trebuie să se termine până în 2023 decembrie. Este foarte importantă strada București. Lumea este un pic deranjată de faptul că lucrăm pe această arteră foarte importantă care tranzitează orașul, municipiul. Nu poți să construiești o casă fără să ai șantier, așa da, este. Dar lumea nu mai are răbdare. După aceea mergem în zona unde avem iarăși foarte multe licee în lucru. Avem liceul agricol, avem liceul Eminescu, avem școala Tudor Vladimirescu, avem grădinița Țara Copilăriei în care lucrăm și mult mai multe vor urma. Avem un internodal care deja trebuie să termine licitația și să începem. Avem un management de trafic în care vor fi semaforizări, camere video și poliția locală, un nou sediu în care să mutăm toată monitorizarea în acea zonă. Sunt foarte multe proiecte pe care vrem să le dezvoltăm și trebuie să le închidem în 2023 decembrie. Atunci când vorbim de astfel de proiecte, au nevoie și de cofinanțare? Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Deci avem undeva la 2%, dar trebuie să ținem cont pentru că avem și lucrări complementare. De exemplu, ca să creăm sediu pentru monitorizarea traficului la poliția locală, a trebuit să investim din banii proprii să facem un nou sediu de poliție locală, pentru că sediul pe care l-aveam era impropriu și atunci trebuie să venim complementar, care să facem un lucru de nădejde în care să putem adică finanțarea să doar pentru dotări, nu sigur, pentru sediul în sine. Sigur, și atunci a trebuit să facem și sediu. Bun, trecem la PNRR, pentru că acolo aveți 9 proiecte, sunt 19 în total, din ce înțeleg. Aceste 19 proiecte ajung la o valoare de aproape 50 de milioane de euro, o sumă imensă, chiar și pentru Călăraș, o sumă pe care nu doar că ați reușit să o atrageți prin depunerea unor astfel de proiecte, dar jumătate dintre ele sunt deja în derulare. Restul de 9 proiecte sunt acum în ce stadiu? Sunt la partea de depunere? Deja așteptăm, deja suntem dați
eligibil și așteptăm, pentru că e un volum foarte mare de lucru pe PNRR, la Ministerul Dezvoltării, și atunci așteptăm decât să ne ducem să le semnăm, pentru că ne-au dat deja că suntem eligibili și urmează să semnăm contractul de finanțare. Vorbim de proiecte în valori destul de mari. Vedeam aici, aveam o listă și am observat un proiect, de exemplu, de peste 6 milioane de lei pentru sistem de management inteligent al informațiilor privind transportul public și smart parking. Sigur, este complementar cu managementul de trafic care l-avem pe port și am zis să ne extindem, să mergem în zona asta în care să dezvoltăm tot acest sistem, pentru că avem nevoie de camere video, avem nevoie de monitorizare și până la urmă avem nevoie de digitalizare, că tot vorbim. Uh-huh. Și atunci ne-am îndreptat în zona asta de TIC, da, și atunci rezolvăm mult mai multe probleme. Ați reușit să găsiți finanțare și pentru renovarea clădirilor care aparțin de primărie și pentru renovarea, pentru reabilitarea energetică a liceului auto din Călăraș. Vorbiți-ne și despre aceste proiecte. Da, așa cum ați observat, de fapt, ținta noastră este să modernizăm, așa cum am plecat pe por cu liceul Eminescu, agricol, țara copilăriei și mult mai mult de scap la momentul acesta, este clar că avem nevoie de educație și atunci modernizăm toate aceste unități de învățământ pentru că avem nevoie. Avem nevoie ca să facem lucruri frumoase pentru copiii noștri și, după cum vedeți, vânăm toate aceste fonduri care să dezvolte această infrastructură școlară. Unul dintre cele mai, scumpe proiecte, dacă poate fi spus așa, este unul în valoare de 30 de milioane de lei. Vorbim despre renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliare și aveți o serie de blocuri care vor intra în reabilitare. Sunt 16 scări de bloc. Bun, toate acestea vor fi... Sunt două blocuri, deci avem destul de muncă. Deci destul de mult de muncă în zona asta de a eficientiza energetic, de a veni într ajutorarea cetățenilor noștri și a nu mai plăti mult la facturi. Ați avut, provocări, blocaje în aceste... Tot timpul ai și cel mai mare blocaj, și am spus-o la toată lumea și probabil că la un moment dat o să țină cineva cont de ele. Pandemia, n-am fost noi de vină, războiul nu l-am adus noi și toate acestea au provocat aceste scumpiri la materiale și dereglări, să spunem așa, în a duce mai departe aceste proiecte, și au existat blocaje de cel puțin 6 luni de zile până am găsit formula financiară, până am găsit ajustările respective, și atunci a apărut această decalare pentru că trebuia să le așezăm pe o formulă financiară care să dea roade și astăzi să putem să lucrăm mai departe. Și datorită guvernului, pentru că au găsit formula financiară în care să ne ajute ca să mergem mai departe cu aceste proiecte europene. La final aș vrea să vă întreb, Călărașul este un șantier în ultima vreme, un șantier pe mai multe fronturi. Ce credeți că s-a întâmplat acum și nu s-a putut întâmpla în atâția ani, de abia acum sunt atrase aceste fonduri, abia acum se întâmplă aceste lucruri? Nu știu să vă spun... Nu vreau să criticăm vechile administrații, ci mai degrabă să înțeleg oamenii deci ce se niciodată întâmplă. Nu mi-a plăcut să privesc înapoi, mi-a plăcut să privesc în prezent și în viitor. Așa s-au întâmplat lucrurile, probabil că nu știu ce au gândit și cum au gândit. Cert este că orașul se dezvoltă, se va dezvolta, pentru că nu ne oprim aici, deja avem și finanțări pe PNI, avem peste 43 de milioane de lei, deja o să asfaltăm ultimele cartiere, să zicem așa, care au rămas în secolul XIX, și atunci orașul o să fie unul modern și primitor. Aveți de lucru, vă dorim succes în toate aceste proiecte și noi vă vom urmări pentru că vrem să vedem cum se întâmplă toate aceste lucruri. Mulțumesc mai departe. Și eu. Doamnelor și domnilor, acesta a fost interviul de la BIS Plus TV. Eu sunt Adrian Boioglu. Până data viitoare vă doresc o zi mai bună.